Salut, Andrei! Mulțumesc frumos că ți-ai făcut timp să ne arăți mașinuța asta, o adevărată bijuterie. Ce este un Porsche 900? 11 turbo, generația 991.1. Mașina vine în stoc 3.8, nu? 3.8, e turbo 520 de cai. 520 de cai, am înțeles că mașina nu este chiar stoc, asta cu care mergem mai acolo. Nu este, nu este deloc. După cum se și aude, are evacuare schimbată. Asta a fost primul lucru pe care proprietarul a dorit să modifice, pentru că prin definiție Porsche Turbo nu se aude. Dar știu că au o problemă cu chestia asta. Am înțeles că la ultimele modele au pus cumva o galerie, nu știu cum s-o numesc, care aduce cumva sunetul interior, corect? Da, ceva de genul, dar nu e chiar o chestie foarte tehnică, e un artificiu electronic care da, exact. E... O să ne spui ce modificări ai adus? Păi, în primul rând am început cu galeria de evacuare până în turbină, după care am eliminat catalizatoarele, mașina mai are niciun fel de catalizator, și în final cu toba centrală care are clapete de sunet. Adică valve controlate electronice. Exact. Mergem cu ele deschise ca zic așa. Da, acum ar trebui să fie deschise, da. Am înțeles de comandă aici, dacă vrem sunet, să-l scoată de mașina păi, ce poate. Avem butonul on pornit. Ce înseamnă 4x4. Exact. Pe o mașină. Se corectează. Exact. Dacă nu mă înșel, mașina asta face stop, vorbesc. Da. În 3 și cât? 3.2. 3.2. Și acum bănuiesc că are undeva la 2.9. Are 2.9-2.8. Încă n-am avut posibilitatea să măsurăm da, corect. Exact. Face 0.100. De obicei măsurăm 0.200 și la o măsură 0.200 mașina face 9.3 secunde. Practic, acum să spunem așa, ea este pe pasă de metri, cum se zice. Înainte, știi, era GTR-ul, se zice, pleca cel mai bine de pe loc. Da, acum am văzut că asta cam bate cam tot ce am făcut noi până acum, rog, GTR, pe plecare. Da, pleacă foarte bine, diferențialul își face treaba foarte bine și pune puterea jos. Mașina are și un soft, nu? Mașina are soft, făcut în Germania, la TKR. Un soft pe care îl aducem noi, la fel ca și evacuarea de la IPE. Și am trimis eco acolo, l-au făcut ei, preferăm să facem așa ca să nu există niciun fel de problemă, nu știți cum e. Cel mai bine, da, normal. Lucru nemțesc e foarte bine făcut. Nu că la noi nu s-ar face, da. Încă o chestie ce am observat, e prima oară când merg cu Porsche 900 de turbo. E pe lângă celelalte supercaruri pe care le-am mai condus. Pot să spun că asta pot să o folosesc aproape zi de zi. Absolut. Ca și gardă la sola, o stată destul de înaltă, îți permite. Poți să mergi normal cu ea, adică nu smucește, nu nimic. De exemplu, la GTR se aud tot timpul cutia, adică se rupe în spatele tău. Diferențial, așa se aude da, că mergi da, încet. Da. În prima oară am avut un șoc, am zis că am stricat ceva. Mașina este foarte civilizată, utilizată exact, da, da, da. Fiecare zi. Poți să mergi și iarna cu ea? Poți să mergi și iarna, chiar poți să mergi și iarna, cu condiția să nu fie nămeți, colduri galbene sau portocalii de soare, atunci nu are sens, dar echipatul caucipuri de iarnă, mașina va merge foarte, foarte bine, fără niciun fel de problemă. Deci sunetul ăsta merită toți banii de loc. Merită, opa. Nici nu e foarte, foarte scump. Acum, da, fiecare cum dorește, unii doresc să păstreze garanția să nu scoată catalizator, alții vor totul fără niciun fel de restricție, lucrurile variază. Yes. Mașina, după ce am aflat, are destul de multe opțiuni ca să spun așa, pe aia, ceva de ceas sau ceva. Da, e poate un sport crono care îți permite să faci da. Launch control. Și vine și cu volanul ăsta din piele întoarsă, nu? Volanul din piele întoarsă e opțional, poate să vină din piele, poate să vină Alcantara, asta e opțional. Dar vine cu volanul acesta cu 3 vitre și cu clapetele în spate, fără comenzi radio sau alte lucruri de navigare. Da, 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 da. Mașina are frâne stoc, ca să faci sau ceva ceramic? Frânele sunt stoc, sunt frânele de oțel, nu sunt ceramice. Ceramicele sunt opționale pentru modelul ăsta și standard în configurația de turbo S, care evident este și mai... Ce mai știam eu la Porsche, nu știu dacă ăsta este, nu vreau să greșesc modelul, e cel care virează puțin roțile pe spate? Da, da, odată cu generația 991 au introdus
virajul curățe din spate, care ajută foarte mult la stabilitate la viteze mari. Și pe circuit, general, cred. Și pe circuit, dar și foarte mult în oraș. Pe măsură ce mergem încet cu mașina, roțile din spate virează la fel ca cele din față. Cum crește viteza, virează în sens invers. Și ea este tot timpul nedecuplabil 4x4. Da, 4x4 permanent, dar este gestionat electronic, în funcție de nevoie. Exact, îți mută de pe... Transmite puterea roților care, sau funcții care are mai mare nevoie de... Asta este o întreagă legendă cu Porsche 911. Practic, câta generație asta? Cred că nu mai știu. Da, nu o să spun exact. Din ce în ce le fac mai bune. Sunt curios, sunt desigur o primă dată pe ele. Dacă da, asta este filozofia Porsche. Întotdeauna este, cel puțin ceea ce privește 911, este întotdeauna o evoluție, nu o revoluție. Exact. Au încercat o revoluție cu modelul 996, varianta din 98 până în 2004. Nu a ieșit, de aceea este și considerat cel mai urât 911 din istorie. Așa este menționat între puriști, dar odată cu generația 97, inclusiv cu aceasta 991, lucrurile s-au îndreptat și rezultatul este absolut fantastic. Bun, dar uite acum, ai văzut avant, este un drum mai denivelat. Da. Nu e deloc rigidă mașina față de altul. Este chiar un pic rigidă față, pentru că mă suntem în configurația sport. Mi se pare absolut deloc rigidă, adică mai rigidă. Poate fi și mai mare, poate fi mai confortabilă. Mașina asta, în special, are opțiunea PDCC, Porsche Dynamic Chassis Control, da, care se rigidizează foarte tare bările stabilizatoare. Și atunci, practic, mașina este foarte, foarte rigidă. Odată ce oprim PDCC-ul, mașina este absolut confortabilă, fără nicio problemă. Cutia este PTK-ul, nu? Da, PTK, practic cea mai bună cutie automată din lume. Da, așa știam și eu asta, chiar asta vreau să spun acum. Ai observat la 911, au făcut ediția aceea, GT3 RS. Da, GT3 RS. Da. Majoritatea ai văzut, a cumpărat mașinile, practic le-a bubuit prețul acum în sus. Mulți le-au cumpărat, cei care le-au prins, le-au sărit prețul în aer. Ai observat cât se vinde acum unul, aproape dublu la preț. Da, bine. Vorbesc că așa se întâmplă și cu mașinile astea după câțiva ani. Posibil, nu știu încă să fac, nu pot să fac predicții despre prețul lor la turbo. Turbo, fiind o mașină permanent de producție constantă, nu este o ediție limitată. Edițiile limitate ale acestui model își mare preț în timp. RS-ul, în schimb, este altceva, este un motor aspirat, este o mașină de circuit, dar la fel, cum toate 911-le sunt făcute, din nou foarte utilizabilă în viața de zi cu zi. Exact. Este mai dură, dar poți să mergi fără niciun fel de problemă. Păi acum Porsche ăsta turbo, modelul care conducem noi azi, e practic mașina momentului, cred. Da. Din tot ce am observat eu. Da. Și pe la ceilalți din afară și absolut tot. Da. Din păcate sau din fericire, mașini electrice prindez la capătă din ce mai mult având și scot modele performante care au început deja să întreacă motoarele aspirate. Da, pentru că pun cuplu instant jos de la... Pleacă foarte repede, exact. Și... Da, dar nu mai ai satisfacția. Da, care da, nu mai ai. Sunetul dispare, nu mai poți să schimbi tu vitezele. Se elimină niște exact. Plăceri, mici plăceri care... La mașina asta cred că nu mai ai nevoie nici de sistem multimedia, s-a spus muzica absolut. Pur și simplu aia e muzica. Depinde acum unde te duci, dacă pleci la un drum lung, da, să vizi valvele, să fie un zgomot decent, care să nu-ți facă capul mare în momentul în care ajungi la destinație, să nu mai știi ce mai ești. Da, normal. Adică uite, acum dacă închid, liniște, un zei, totul civilizat. Da, asta ajută și când vii noaptea acasă, nu vrei să deranjezi vecinii, da? Corect. Dar zic că noi acum sunt pe stradă, sunt destul de nou. Ar trebui să vezi ce este interioare, de retrogradare. Te aude și ce rate urmă. Acum, de exemplu, dacă te duce din 4 în 2, o să auzi o simfonie.
Păi poți mă duc din 2, amintea pe ba da. 3, 2 și am organ. Da-și fac că e ud. Merge, din că este 4x4, conjugă adecvat de mașina mea, apă nici o problemă pe ud. Întâlnirile astea cu băieții în parcare, gen, mai dau ușa de o linie. E ca și cum ai venit la război cu armă nucleară, cam așa. Cam așa e. Cred că cea mai șmecheră comparație, nu? Da, nu m-am gândit niciodată la asta, dar cam așa ar fi. Vorbește cu Vlad, că el... Mulțumesc mult, domnul Andrei. N-ai pentru ce. Mulțumim frumos. Până data viitoare, spune la revedere. Numai